Filmezi? Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit din nou pe canalul nostru Papi de la Straia. Astăzi o să vă prezentăm din nou cum o să gătim ceva la cuptor. Ne-am luat doi pui din ăștia. Unul o să-l băgăm la cuptor. Ne-am luat cartofi, ne-am făcut niște cumpărături. Ne-am luat niște portocale, mandăline, șampoane, achiziții din astea pentru strict necesar în casă. Ne-am cumpărat verdeață, că n-am mai avut, știți că noi folosim foarte mult verdeața. Și o să facem un pui cu cartofi la tavă. Sper să vă placă acest lucru. Este foarte ușor acest lucru de utilizat. Am mai cumpărat și niște pâine din asta frumoasă. De vatră, lipii, muștar, am mai luat multe lucruri. Ce ne lipsește din casă, ne pregătim pentru sărbători, dragi prieteni, mai este puțin și în sărbătorile și o să aveți cu noi vloguri zi de zi. N-o să mai plecăm acum de sărbători. Noi ne-am cumpărat vege. Eu ți-am zis că am borcanul prim. Băi, da, îți trebuie, că oricum tăiem porcii peste o zi, două. Nu ți-am zis că am. Și după aia m-a trimis pe mine. Da, nu e vege, că nu lipsește. După aia zici, papi, du-te și cumpără mai aia. Și oricum n-am făcut toate cumpărăturile pentru porc. Trebuie să reîncărcăm butelia cu gaz. Trebuie, ce mai trebuie? Usturoi, sare. Ne trebuie multe, de fapt. O să ne trebuiască foarte multe, dragi prieteni. Și ce să zic, dragi prieteni? Eu vă mulțumesc pentru comentarii. Frumoase, ce ne urăsc. Rămân așa și o să am un discurs, Marița, lasă-mă că nu știu tot. Spre comentarii. Dragi prieteni, în aceste clipe o să filmez aceste portocale și mandarine. Vă mulțumesc despre comentarii și chiar că dacă sunt ele rele sau bune, faceți cum credeți. Sunt comentariile dumneavoastră, nu sunt ale mele. O să vă vadă lumea că de unii sunteți răutăcioși și invidioși, asta nu o zic eu, să văd în comentariile dumneavoastră. Și, dragi prieteni, asta nu mă interesează, este chiar mai puțin. Unii prieteni mi-au făcut comentarii despre școală, nu mă supăr despre asta, ne sfătuie să ne lăsăm copiii la școală. Florin merge la școală, merge zi de zi, e în clasa 5-a, Da, dumneavoastră vreți să vă prezentăm toată viața noastră privată. Mai avem și noi drepturile noastre private. Noi am mai spus acest lucru și că vă prezentăm doar mâncăruri, rețete, ce gătim noi, cum este la noi tradițiile și un alta. Nu, o să arătăm și cum face Florin lecțiile de seară. O să facem... Asta rămâne de văzut. Asta da. Dacă, numai dacă vreau eu să arăt eu cum face copilul lecțiile. Și n-am eu grijă altora care să meargă la școală sau nu. Aia e decizia părinților lor, ei și educ copiii, ei și sunt stăpân la ei. Știți că eu am început programul acela pentru mulți dintre romii noștri, poate chiar sute de romi au mers la școală pentru șansa a doua. Ei, dragi prieteni, vă spun un lucru foarte mare. Mulți au sărit în capul meu. Că de ce... Eu am făcut acel program să-și recuperează studiile și una altă. În plus, mai aveau și beneficii de la școală și nu știu ce. N-am voie să dezvălui acest lucru. Au mers la școală, cât de curând o să am un vlog, cum le dăm, le mânăm acele diplome sau ce sunt, că și-au terminat școala cu 1-4. Acest semestru s-a terminat cu clasele 1-4 și prin ianuarie, februarie o să înceapă și etapa a doua, 5-8, care pe mine mă interesează cel mai mult, că eu am vreo 6-7 clase și
ziceți. Eu vreau să termin a 8-a și în continuare o să mai fac un alt studiu de 9-12. Dar sper să fiu și sprijinit. Deci către cineva, nu mă să vină tot să mă lovească, că de ce e așa. Că nu e așa cum vor ei. Cei care mai sunt și interesați de școală, să se interesează și ei dacă pot să fac acest lucru. Acum nu că mă laud eu sau că ceva. Este greu să faci în asemenea lucru, să ofer la oameni să-și recuperează studiile. Este foarte greu. Trebuie aprobat de Ministerul Învățământului de la București și una alta. Iar cei care sunt în comunitate, mulți, pe aceia care sunt bulibași, una alta, nici nu-și dau interesul. Acum n-am nimic cu nimeni. Și au proiecte și au nu știu ce, au de toate. Eu n-am avut nici, nu sunt nici bulibașa, nu sunt nici judecător, nu sunt nimica. Că așa, dragi prieteni, am avut acest discurs despre școală, că toți m-ați întrebat, mi l-am făcut și acum o să vă prezentăm cum o să ne facem de mâncare. Nu sunt supărat pe nimeni. Ia, uitați ce puia. Întoarce-l, Marița, cum l-ai tăiat pe mijloc să vadă oamenii. Să taie pe mijloc, să dăm două așa și îl punem la tavă. Trebuie spălat. Vă arătăm cum punem și cartofii, cum tot. Sper să nu v-am supărat cu acel discurs, dar am răspuns la niște comentarii care mi-au apărut. Și n-am putut să răspund în comentarii, să scriu atât de mult. Life-uri nu mai fac, că iar o să fiu atacat de către cei răutăcioși, într-un cuvânt. Adică nu pot să le dau nume sau ce să le zic, cum să le zic. Adică cei răutăcioși care sunt răutăcioși pe munca altora și unul altora, vezi, Doamne, că nu vor să ajungă nu știu unde. Înțelegeți? Păi dacă asta e și lumea mă vrea și o să am succes, n-ar trebui nimeni să mă atacă sau una alta. Eu nu sunt răutăcios cu nimeni, n-am treaba nimănui, n-am treabă cu nimeni, sper să îmi ridic canalul, să ajung unde își dorește toată lumea, să mă cunoască cât mai multă lume. Și cei care mă cunoașteți că fac vloguri frumoase și vă place de mine, am o rugăminte de la voi. Dați-mi distribuire ca să mă cunoască cât mai multă lume. Bine, acum sărbătorile. Și eu vă iubesc. Eu vă iubesc, prietenii mei care au rămas alături de mine și au comentarii frumoase și cei care nu au avut, vă iubesc pe toți, vă pup din toată inima. Și vreau să rămâneți alături de mine și vreau să devin cât mai cunoscut. Eu cam timp de un an de zile, în ultimul timp nu prea am mai postat, știți că am fost în doliu, până am pus pomana lui tata de un an de zile, doar ce a fost, eu n-am postat cu pomană, cu una alta, mi-a fost așa. N-am vrut să-i jignesc pe nimeni, puteam să postez și una alta. Da, am zis că nu. Dacă nu ni s-a întâmplat ce ni s-a întâmplat, poate că o să filmam zi de zi, deci cred că o să aveam vloguri non-stop, deci toate felurile de mâncăruri, toate felurile de rețete aveam pentru prietenii noștri de arătat. Oricum, fiind sărbătorile, le mai arătăm rețete cu zei, Marița, cu dulciuri, cu prăjituri, cu ce facem noi pe aceea. Nu vrem să vă promitem mare acusarea că ce vedem, ce-o fi. Da, o să postăm zilnic acum. În felul de sărbători să stăm acasă. Hai, dragi prieteni, că revenim. Ia uitați, dragi prieteni, punem niște cartofi în dar așa de jos, supui. Și rondele și așa și așa. Ca să fie frumos. Uitați puiul nostru. Nu mai vreau să-i ceață. Ia, uite, cartofii.
Știți, așa îmi place mie să vă arăt câte ceva din detaliile noastre. Așa, te punem și pe asta. Ia, condimentează-l cu vegeta. Nu mai punem sare. Întoarce-l. Pune mai mult. Mie nu-mi place cu condimente, cu toate alea. Mai bun așa. Cu rețeta. Și mai pun un picăței de usturoi. Și o să stea la cuptor vreo 40 de minute, aproximativ o oră. Cât o să fie prăjit. Cât durează să fie prăjit. Prea mult, 3, 2. Dragi prieteni, o să fie împănat cu usturoi pe în toate crestăturile astea pe aici, nu? Mm-hmm. Și verdeață. Așa, Marița. Cam atât, Marița, usturoi. Cam atât, dragi prieteni, vă arătăm cum ne introducem în cuptor. Așa, punem vegeta, la fel, punem ulei. Punem ulei, punem pui un tău. Frumos, frumos băiat. Frumos, puiuț. La pui am spus că e frumos. Salacilată de casă din asta, e picantă. Știi? Asta se pune mai la sfârșit, Marița. E din de la Roma aia. Da, știe Marița, dragi prieteni. Așa. Se dă un gust aici, un aromă. Asta e leuștean. Știi? Cam atât. Dragi prieteni, ce să vă zicem, cam așa arată puiul nostru la cuptor, cartofii noștri. Ce ziceți? Aici o pastă de usturoi, am pisat-o bine, 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 cu vegetă. Și trebuie să bag niște smântână aceea. Și să bag peste pui. Peste pui. Da, uitați ce bine și ce aromat este, ce fain miroase.
cu salacilată din noi, de la noi, de casă, făcută de noi. Și ce să zicem la prieteni? O să mergem după Florin. Da.